zilele Târgu Mureșeni, da, suntem de acord cu un asemenea eveniment pentru care s-au alocat 400.000 de lei, dar nu vom fi de acord să mai dăm 500.000 de lei pentru sinfoniile toamne peste 3 luni, care este exact același lucru ca și zilele Târgu Mureșeni. Noi credem că a venit momentul la problemele care sunt în oraș și mai ales în școli. Și să nu uităm că peste 2 luni cei care au copii vor trebui să plătească din nou fondul clasei, da? Vor merge la școală și se va spune, pereții nu sunt zugrăviți, nu avem bănci, nu avem cuier, nu avem aia, trebuie 150 de lei, 200 de lei de părinți. Părinții nu mai trebuie să susțină școlile. Probabil că nu vom reuși din toamna asta, dar prin politica pe care o vom duce, vom scăpa de acest fond al clasei cât mai curând posibil. Nu vom fi, de exemplu, de acord să facem, vă spun imediat, revelionul persoanelor vârstnice, 250.000 de lei. Asta înseamnă 2,5 miliarde în lei vechi. Noi susținem pensionarii, îi putem susține sub diverse forme și sub alte forme, dar nu să îi distrăm pe pensionari. Pensionarii se pot distra între ei foarte frumos, se strâng acasă la unul la altul și se distrează. Nu dăm 250.000 de lei pentru chefuri și petreceri. Trebuie să ne gândim că bugetul local este ca bugetul unei familii. Spuneți-mi mie ce părere aveți despre o familie care n-are bani pentru caietele copilului să meargă la școală, aici mă refer la dotarea școlilor din oraș, dar cheamă lăutarii la masă. Deci ce părere aveți despre un părinte care n-are bani de sandwich la copil și îi cântă vioara la ureche? Exact același lucru se întâmplă acum în oraș. Școlile sunt într-o situație dezastroasă și noi ne distrăm, dănțuim și cântăm pe străzi. Ceea ce nouă, cel puțin, nu ni se pare normal. Dar mai este și o altă sumă de 250.000 de lei alocată pentru ziua persoanelor vârstnice. Da? Aveam așa, servicii de execuție, focuri de artificii, 140.000 de lei. Nu știm când se fac focurile artificii, în ce dată, cu ocazia căror evenimente. Nu poți să ceri pentru focuri de artificii 140.000 de lei. Sunt 1.400.000 de lei vechi. Da? Suntem de acord că trebuie făcut un foc de artificii la zile Târgu Mureșene și un foc de artificii la Revelion. Dar nu toată ziua să lansăm artificii, pentru că cu 20.000 de euro cât costă o lansare de artificii, dotăm 4 laboratoare de fizică într-un liceu cu specific. Servicii de restaurant și de cazare a delegațiilor din orașele înfrățite, 300.000 de lei. Primăria are casă de oaspeți și hoteluri. Tu mai ceri bani să cazezi delegații străine? A, nu sunt bune hotelurile? N-au clasificare destule stele? Nu le mai ține. După cum știți, noi am afirmat de multe ori că suntem împotriva acestor asocieri, pentru că le considerăm lipsite de fair play. Susținem sau vrem să se susțină sportul de performanță, dar după aceleași criterii. Deci nu poți ca la o grămadă de cluburi sau foarte multe cluburi să faci concurs de proiecte sportive, cineva să facă un proiect și în baza acestor concursuri să le aloci bani, iar la 4 cluburi alese, nu se știe cum, le dai bani direct, fără concurs de proiecte. Dubla măsură, credem că trebuie să înceteze în Târgu Mureș, să nu se mai aloce bani pe prietenii sau pe senzații personale. Trebuie să existe proceduri clare și reglementări. BC Mureș, ASEA, poate să aplice foarte frumos ca celelalte ONG-uri și în baza proiectelor, dacă vor fi declarate câștigătoare, vor primi sau nu bani. De asemenea, noi acum, în această rectificare bugetară, se mai prevede alocarea a încă 4.500.000 de lei pentru aceste cluburi. Noi vom face o rectificare bugetară prin care acești bani să rămână în sport, adică în modernizarea terenurilor de sport din curțile școlilor. Deci banii aceștia vor rămâne în sport. Dăm 4.500.000 de lei la 100 de sportivi sau la 300 de sportivi sau dăm la 1.000 de copii care să se poată juca în curtea școlii și să facă sport. Ce susținem? Fotbaliști profesioniști care astăzi vin la echipă și mâine pleacă sau copiii din comunitate să poată să facă sport. Da? Nu înțelegem de ce încă totuși executivul se cramponează în a aloca bani acestor cluburi. Mai mult de atât, există un raport al Curții de Conturi de curând, care nu știu dacă a fost făcut public sau nu, dar la noi a ajuns.
în care, permiteți-mi să vă citesc foarte scurt. În anul 2015 au fost efectuate plăți nejustificate cu titlul de cotă de participare a municipiului Târgu Mureș la asociere, acordată asociațiilor sportive, Club Sportiv Sitias, Basket Club Târgu Mureș, Fotbal Club Asia 2013 și Clubul Sportiv Universitat Târgu Mureș, în baza contractelor de asociere, număr și așa mai departe. Ca urmare a acceptării și aprobării de conturilor justificative de cheltuieli depuse de către structurile sportive, în care au fost incluse sume reprezentând cheltuieli efectuate pentru alte destinații decât cele prevăzute în contractele de asociere, respectiv pentru plata închirierii de locuințe, plata utilităților, serviciul de contabilitate și telefonie, transferuri de jucători și jucătoare, plata agentului de jucători, servicii medicale și medicină generală, transport efectuat în alt scop decât cel pentru participarea la competiții, sancțiuni jucători, deplasare galerie, asigurare auto, casă de marcat, protocol echipă, fiind estimate plăți nelegale în sumă de 517.948 de lei. Deci din banii care s-au dat anul trecut către aceste cluburi sportive, 517.948 ei l-au cheltuit ilegal conform curții de conturi. Adică pentru că ei au cheltuit ilegal anumite, de ce să nu le mai dăm încă niște bani, nu? Hai să le mai dăm niște bani. Deci din banii pe care pensionarul când merge și își cumpără un cor și plătește TVA și intră la bugetul local, TVA-ul intră la bugetul local. Prin București intră și la bugetul local, s-au plătit transferuri de jucători. Din banii noștri. Da? S-au plătit ce v-am citit aici, închiriere de locuințe pentru jucători. Agenți de jucători. Asta trebuie să facem noi cu bugetul local? Până când mai continuă această chestiune pe care noi o considerăm inadmisibilă?